Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Metro Exodus. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit am reușit să jefuim niște bandiți pe aici și aia le-am furat apa, dar nu apă. Da, chestii genul acesta și acum trebuie să mai jefuim încă o dată, să le luăm și combustibilul pentru a pleca în sfârșit din zona asta enervantă. Opa! Ia zi, bă! Stai, ce? Aici ceva de un tren și că pleacă curând, nu știu la ce se referea prin chestia asta, dar fie. Da, în sfârșit ne pregătim și noi să terminăm cu zona asta. Sunt curios ce final o să obținem. Într-un fel sau altul simt că o să primim un final mediu spre rău, ținând cont că am ucis cam mulți oameni și cred că o singură dată n-ar reuși să salvăm sclavii. De aceea am vaga asta senzație, dar în același timp am reușit să facem unele lucruri destul de bine, ceea ce cumva ne-ar oferi un final mai bun de zonă. Dar sincer să fiu, eu doar vreau să scap de deșertul ăsta, pentru că sincer, ok, iar o să repet sincer ăsta. Să fiu mai clar acum, chiar nu prea m-a plăcut zona asta. Prima a fost mai interesantă, pentru că avea acel vibe de Metro. Ăsta pur și simplu s-a simțit ca un Mad Max foarte ciudat, dar a fost mișto și în felul lui. Oga, nu spune că iară și furtună. Ba, iar vine furtuna, nu-i așa? Mamă, firarea de furtună, bă, nene. Bă, ce drept arată al naibii de mișto, iar RTX-ul ăsta, sincer să fiu, îi oferă așa un mic grad de, oh my god, cât de blan arată. Ok, cred că va trebui să ne oprim puțin, să așteptăm această furtună să dispară. Pentru că nu o să putem face nimic, pentru că eu nu văd nimic la, nu știu, 3 metri în față. Și mai probabil, ok, aia a fost o bestie dubioasă plecând pe acolo. Dar cred că ne ascurcăm totuși, deși, unde se află misiunea? Aștept să mă întorc la safe house, deși e destul de departe, încât să merg noaptea. Pentru că acum, sincer, să fie cam de vreme și aș vrea totuși să mă pot furișa noaptea, încât să nu am probleme cu stealth-ul. Da, cred că asta o să facem. Ducem la safe house și o să încerc să vin noaptea aici. Mă gândeam că țeava aia e ruptă mai prin altă parte sau ceva, dar nu cred. Știu că pe aici trebuie să fie o trecere, dacă stau bine să vină. Cred că e o mică furtună așa, o leacă mai slăbuță, pentru că față de celelalte astea nu mi-mi rupe așa tare vederea ca celelalte. Sincer să fiu, și de aia zic. Dar tot e enervantă. Oh, dar mașina asta mi se pare distractivă de folosit, adică serios acum, e chiar o unealtă extrem de bună. Ok, hai să parcăm și noi aici. Mergem, ne aranjăm și noi armele și apoi ne cărăm. Cred că ar trebui să întorc și mașina până una alta, pentru că altfel o să avem ceva probleme după aia. Ok, aici e perfect. Hai să ne cărăm repede în zonă, în casă, nu în zonă. Nu cred că au mai venit monstru. Ba, au revenit monstruleții pe aici, a? Bă, te gândeai că ei nu mai vin, știi? Apoi mă gândesc că au și de gând să se remute pe aici. Mamă, dar mi se fac armele genial de nașpa. Deja văd cum se depune leacă prafă pe ele. Asta mi se pare al naibii de impresionant. Ok, aparent locul ăsta e safe. Hai să ne culcăm când se face noapte. Noapte? Da, era dimineață, cred, sau ceva și nu mai profitam de lumina lunii, să zicem așa. Gen, ne-ar fi pus foarte multe piedici. Lumina generală. Oh, de fapt era după amiază, spre seară. Bă, și furtuna asta nu mai dispare, mă, e serios? Ok, stai așa să vedem atunci, înseamnă că mi s-au făcut praf toate armele? Adică, nu pare. Ok, ammo avem destul, armele sunt ceva, da, cam sunt făcute praf, ce-i drept. A, numai asta pe care o aveam scoasă era afectată. Bă, dar se mai oprește? Adică, serios acum, mi se pare că nu mai are de gând să se oprească nebunia asta de furtună. Nu zic că asta e neapărat un lucru rău, pentru că o să-mi fie mai de folos mai târziu. Dar cum de-a ta lumină la ora 12?
Suntem așa de în nord în Rusia încât la ora 12 e ca și cum ai fi 6 după amiaza? Adică nu vreau să fiu rău, dar... Cred că s-a cam stricat ceasul, băiatul meu. Oh, cred că s-a calmat însă și vremea. Finally. S-a calmat și vremea asta, boys. Ok, hai să-mi până coboram. Bă, s-a semi-murdărit. Ah, uite mă că s-a rezolvat totul dintr-o dată. Și aparent pe furtună lucrurile par destul de ciudate. Ok, bine știut asta. Bun, hai să începem misiunea noastră. Să vedem acolo ce avem de rezolvat. Ah, băja. Mi-mi place mașina asta misterioasă, zici că e chiar mașina lui Scooby-Doo aici, boys. Oh, e o chestie, o cârtiță acolo. Foarte mișto că poți să eviți destul de multe animale folosind mașinile astea. Și chiar e destul de practic. Ok, dăm o țări așa cu spatele. Și încolo, mamă, ok. Acum că văd ce ne așteaptă mai în față, să o leacă așa mai... Ok, o să fie nasul. Ok, nu pe aici, pe aici, pe drumul spate. Mi se părea mie că, bă, ceva parcă nu e bine aici, ceva pute. Și nu sunt eu, am făcut duș azi. Ce bine. Da, îmi place foarte tare și cum arată noaptea jocul ăsta, adică serios. Ok, să vedem cât de mult putem merge fără să atragem atenția, ce drept, pentru că venind cu o mașină, clar nu suntem stealth. Artyom, we're here. Unde? Acolo? Ah, ok, văd. Mamă, ce semne mi-au făcut nebunii, sunteți cu capul? Uite cât de tare. We're waiting for you. Da, mă, vin acum, stai aici. Ia zi, boss. Uite, aia nu sunt amici. Uite, aia nu sunt amici, stufă doar. Artyom, we took a look around. Așa. The main gate is guarded by a skeleton crew. You cannot go through gate. Go through the prison cellar where the Munai by Lair keep the slaves. Oh. Yes. In any case, the plan is this. Gyul and I will try to take their guards down quietly and get in through the gate. Așa. If quiet does not work out, we will at least distract them while you get in through the underground. Mhm. Am înțeles. O, să mă chiorăște cu mine lui. Let's go. We'll walk with you. Ok. Don't lag behind. Eu vă aștept pe voi. I have a favor to ask. Ah. If possible, don't kill the slaves. Da, mă, da. They're not... They just obey the Munai by Lair. Îți dai seama că nu se mor. They're afraid, that's all. Mhm. Trebuie să-mi fi scos laserele astea de la... La arme, că mă cam încurcă uneori. Pare, poți să scoți astea de pe acum? Gen... What the fuck, iepure? Here, this place. Oh, pe aici, ok. Eu, deja vă... Aha. So, we probably should take pity on them. Ok, am înțeles. So, a great? Mhm. Mă ocup eu, sau? Well, let's do this. Oh, voi vreți să faceți asta, ok. Eram pregătit deja să ne norocesc acolo, pe iangăne. Stai aici. All right, I'll raise it and you get through. Oh my god, man, pe bune. Stai să și salvăm. Ok, boy. Great. Răzav. Pe iangăne și dărăcii pe aici. Pa! Ok, deci nu e foarte beznă pe aici. No use. Nobody go, nobody fool. We stand here, all day here. You suck. Better go hunt, find some food, make slave, more use that way. You said right, completely. Very right. Faster, fuck! You work or you go after dog! Oh, ok, pe scurt cream că mă vede cineva. Ce m-a văzut, mă?
Okay, stai! God damn it! Nu l-am văzut pe ăla că dormea acolo. Deși mă mir că m-au zis că n-am stins focul totuși. Dar ceva totuși îmi zbârnea mie ca și cum cineva știa că sunt deja acolo, ceea ce nu e bine. Ok. O luăm iarăși în ce și sigur. Ok. Come on! Great. Uite. See you up there. No use. Nobody go, nobody fool. We stand here all day here. You suck. Better go hunt, find some food, make slave, more use that way. Who's there? Interesting. What happened to you? Oh, he is knocked out. I must find a shack in the deep. Uh-oh. It was nothing at all. Better than enemy. I will find him. Flame will be my witness. Stai așa, că vin mai mulți, acum văd. Waste of time again. I'll find you now, you dirty demon. Plecați, mă, de aici. Zât, bă, n-aveți unde să vă plimbați. O, să-i fix la intrare aici și dă cu lumina aia și mă sperie. Nu știu până pot să le arunc ceva chestii. Hama, nu v-ați plictisit? Mamă, serios, frate. Așa, nu s-au plictisit, vere, nu s-au plictisit deloc. Prea pot să arunc lucruri pe acolo. N-aș vrea că sunt doi, știi? Aș putea să fac o schemă. Plecat? Păi știa că sunt din sclavii aia și nu vreau să-i nenorocesc. Putem o leacă cum fac genoflexiuni totuși. Gata, mă, plecați? Ce pregătiți să facă genoflexiuni, băieții? E interesant că nu le pot da nici knock, știi? Ok. Nu, pierdem timpul aiurea. Deci pierdem timpul aiurea. Nu mai încerc să-l omor, să-l neutralizez pe ăla la început pentru că nu funcționează. Pur și simplu am descoperit că nu funcționează. E fix degeaba dacă încerc să-l neutralizez pe ăla la început. Pentru că ăla nu mai duce niciun beneficiu încercând să-l fraieresc. Așa că nu o să mai fac. Great. See you up there. No use. Nobody go, nobody fool. We stand here, all day here. You suck. Better go hunt, find some food, make sweat, more you stand up. You said right, completely. Very right. Stai așa, Olek. Ok, deci pe aici nu rezolv nimic, ca dacă vii. Mamă, ce creatură e asta? Mamă, dacă nu focul ăsta se stinge așa de greu. Să fiu dacă nu.
Uf, asta vine încoace. Vine încoace, vine încoace. Să zic dacă vine încoa. Ok, vine încoace, boys. Shurel. E prea beznă, mă, vede să mă vadă. Nu știu ce face, se gândește să vină sau să nu vină. Mergi, mă! Hai, mă, mișcă-te. Mergi? Hai, mă, te-ntorci azi! Who is that? I'm Nichet, I think. Again, nothing at all. Văd pe unde aștea să-mi furișez. Stai să mă dau puțin mai în spate să pot să salvez. Ala din cauza că doarme aici, nu pot să fac nimic în privința asta. Complicat rău pe aici. Oh my god, cu câinii ăștia, cu tot. Ok, trebuie să ajung încolo. Așa, mă. Ok, unul doarme. Mama, what the fuck, man? Nu poți să treci pe aici, serios? Ok, ăștia se culcă. Da, dar ar trebui să o iau pe acolo. Știi? A, uite, pe aici e un drum. Trebuie să salvez. Shurel. Stai alea că să plece ăsta, mică o sau să mă vadă aici. Mamă, deci cât de grav trebuie să mă furișez pe aici, bă, băiatule. Oh god, vomită. Bate sclavul. Oh my god, man. E prea multă lumină pe aici. Ok,
Ok, aici sunt alți sclavi care dorm. Mamă, frate. Ok. Emir, Artyom, Miller here. Aurora is ready to set out. What's your situation? Păi, eu sunt bine. Mamă, what the fuck? We're inside the compound, but Gyul went missing. Wait for our signal. Over. Oh my god, am pierdut pe Gyul. What the fuck, Damir? Da, dar ai omorât un om. Da. Ok. Copy that. We're going with plan B then. Act accordingly. See, the cable connects the gate and the top of the tower. Așa. How do we get there though? Vrei să dărâm turnul sau ceva? Aia pot să încerc să intru stealth pe acolo, dar nu cred că o să fie o vreo opțiune. Surely you're not seriously intending to attack our fortress. Ah, shit. I do respect your courage, but simply throwing your lives away, such a waste. Who is in charge between you two? Come up here. We have things to discuss. Just you listen to that bastard talk. A complete about face. And we did throw a wretched into his plans big time. Point that gun down and come up. Otherwise we'll have a pointless bloodbath on our hands. Okay. Agree now. Just do it. Open the gate and let our guests in. I am up on the tower already. I have a plan. Okay, Gyul. Te cred. Okay, Gyul are un plan, boys. Unless you really ask for it. No, vreau doar să discutăm. Oh my god. Go around them stinkers and just get to the next floor. Okay. You must be one of the fucking look at the beauty. Oh my god. Oh my god. I'm your slave, was not on purpose. Mamă, frate, ce e aici? Okay. Come on. What's taking so long? Aici trebuie să vin. Mamă, ce perdele de la clasice. Mamă, ce loc e și ăsta, frate. Oh my god, stripărițe, țâțe. Oh god, țâțe. Hey, pretty boy. Did you come from afar? Damn, boy. Damn, boy. Ce vrea? You're the one to see the boss? Da. Come on in. Don't waste boss time here. Da, mă, mergem acum să vorbim cu boss-ul. Oh my god, mai multe țățe. Da, no, e ok. Oh my god, bă, dar nu e bine. Mă lasă fără chestii. Ce mai mie, mă, de pe mine? Oh god. Well, you see, demonetizare, this băieți. World is a harsh and chaotic one. Mă gândeam că o să vrea să mă omoare sau ce. Just doing my best to introduce a little order into it. Without which there is no hope for something better in the future. And with no hope,
You can't live. Eu. Deci, hai de gând să mă omori acum sau mai târziu? But let us cut to the chase. You definitely did not come here to enjoy the scenery. Ergo, you have a goal. And that goal is probably far from here. Yep. I respect people with their purpose in life. So, I'm ready to provide you with fuel for your journey. Mă întreb ce vrea de la mine, în schimb. Cred că o să vrea să mă omoare sau ce. I'm not asking for much in return. Cum ar fi? Surrender Gyul to me. Bring her to me and we all win. I have Gyul, you will have your fuel. Everyone gets to live long and prosper. Oh my god. Now. Your hangout has come for you. Shit, son. Po, merci. Mamă, eram pregătit acum să mă gândesc, mamă, ce ar trebui să fac? He locked it from the other side. That coward. Poți mă gândi apoi la femeile în spate? Mamă, do you think I'm a fool? Da. You didn't want a deal. Now you will all die. Starting with you, Gyul. Kill them. Oh, da asta. Artyom, get ready. Oh god, să lasă cu bătaie, boys. We must kill these dogs. This is for you, dirty worm. Dacă nu știu dacă opțiunea asta e cea mai bună, dar fi. E că probabil nu voiau să facă jocul mult prea pacifist deja. Pleacă, bă! Mamă, vere! Nu știu, să am aplicat acolo. Hai! I'll catch him and open the door for you. Wait, hi! Hold on. Okay. Oh god. De ce nu mi-ai spus că vine și un... Grozav. Opa aia. Nu mai simplu așa, adică nu-i ușunat. Oi, Damir! Da. Oh god. Whoa. Oh, impressive. So, this is the plan Gyul was talking about. Ma, n-a fost vina mea, a venit nebuna asta. Eu eram gata să să dau. Eu eram gata să las pe asta, naibii. Dai mai tare. Let's give it a shove, Artyom. Ok. Cum mă bag? Ah. Oh shit! Gyul! I got her! Take the Baron! Oh! It's ow! Strongest! Mamă, ce muzică metalică! Ok.
El mai sus, gata. Nice. Asta e un final bun, că am scăpat de el. Acum baronul e badios, deci înseamnă că Gules poate cupa de restul. You gave my people hope. Yes. I'll never forget it. But this war has only started for me, and I must see it to the end. The winning end. Uite-o, finalul bun, boys. Nice. Artyom, your dream led us here, but it won't help my people. This war is mine now, too. Oh. Oh, Damir o să ne părăsească. Ok, man. Go, Artyom. Follow your dream. Da, salvează-ți oamenii. Pare logic. You're back, my love. Oh, am și uitat de tine pentru o secundă. Păi și aia n-o să moară acum că pică turnul sau ceva? Păi, într-un fel n-au avut parte de... Cum se cheamă? Acel sunet de... De bad ending. Slavers on the shores of the dried out sea. How many monsters has the war given rise to? Nu știu. Or perhaps were they always there? Oh, e var. And the war simply gave them a chance to show themselves, and now we're stuck with them forever. Will Damir, who stayed in the desert to help Gyul lead their people to freedom, beat another monster? De parte the inertia of thought that had been keeping the subjugated locals in willing and ready servitude to tyrants? Frankly, I have doubts. That monster might prove stronger than all the others. Regardless, we can't afford to lose hope. We're getting ever closer to our dream. Finding a place where we could live, free from radiation and mutants. The maps we recovered in the desert have provided us with several promising options. And now the crew members are excitedly waiting for the Colonel's decision on where the Aurora should go next. Currently, though, the train is calmly rolling eastward. The crew rests and Stepan proposed to Katya. Oh, pe bune? It was a proposal she couldn't refuse. Ah, Stepan, nenorocit mic ce ești. S-a logodit cu aia, mă, ești nebun. Ce muzică dintr-o dată. Asta nu e Metro, ce e asta, GTA? Asta e cute. Oh, salut, Ana. Wait. Oh, ori tare și tatuaj, acum am observat. Oh, să ghicezi, sigara e după sex? Da. I'm coughing. We've left those sands long ago. And it still persists. Era TBC, femeie. What does Crest even smoke? It's terrible. In any case, I'm better now. Ah, da? I hate to interrupt, guys, but you should come to the mess hall. The table is almost served. Okay. Thanks, Stepan. We'll be there in a moment. Ma'am. Shall we go, Artyom? Or shall we stay a little longer? It's so nice. Am opțiune aici? Adică pot să aleg? You know, Artyom, I've been looking at Stepan and Katya, you and me, and thinking how lucky we are. It was so different with my parents. Well. Did I ever tell you why my mom died? No. Of course I didn't. It was because of Dad. Oh. He used to be even harsher back then. He used to come home from the barracks and reach for the bottle while taking off his boots. They'd quarreled, and then he'd stop appearing for a time. Hmm. And while he was away, she'd start drinking too, and crying when she was sober. She'd feel better, would get kind of dreamy when drunk. Oh, okay. You know how she used to call me. Just A. She'd hug me and say, "One day, A, you and I are going to go to Vladivostok, the city I was born in. And from there, to a village on the ocean shore." I was five back then and didn't really get much. But I could imagine that village and the ocean so vividly because I believed her.
Interesantă poveste, Ana, uite, chiar nu știam nimic despre ea așa, mare parte. And then she killed herself. Oh shit. Drank some kind of poison. Care s-a omorât. Father quit drinking after mom's death. Didn't ever pay much attention to me, but with her gone, he'd never leave me alone. Took me along everywhere. We only talked about her a couple of times though. E interesant. I used to have this doll, Jana. Jana. I believe that she's my daughter and we went to the ocean together. Then my father hid it, told me it got lost. He probably didn't want me to agonize over mom's dream. Wow. Then I imagine she grew up and went to Vladivostok. And now I'm going, not to Vladivostok, but with you. The dream came true. By the way, I was always intrigued by what Dad dreams about. He should have some dreams, so what are they? Higher rank? He could choose any. Saving people? Da, sincer, nu știu ce ar putea să-și mai dorească tactul, bă. I never understood him. What does he hope for in life? What makes him happy? Pădure. Nothing, perhaps. He never really had any time to think about tomorrow. Down in the metro, those thoughts don't come casually. Here on the surface, though. I, for one, have something I want to do. I want to run through the sand barefoot. Build a sand castle for the kids. I'm imagining two. A boy and a girl. Huh. The boy would be a copy of you. We'd go swimming with mountains behind us. Deci vrea să avem o familie. On the shore. The sun would wake us up every day, rising from the ocean. That harbor is our destination. Worth going there, even if we have half the world to cross. Everyone should have a destination. A point on the map where they aspire to go, and where one could finally be happy. All our guys have their own. Damir, another. We broke out of the metro and are now starting to scatter. Duh. Not at once, of course. At first, we're all still running together, searching. But eventually, each of us will find a point like this and stay there. Da, mă, dar până acum doar Damir a plecat. I don't know where my dad's destination is. De știu, se putea întâmpla și în prima zonă să pierdem pe cineva dacă făceam evil part. Mergem și noi la Tactus sau? Go, Artyom. I'll rest some more and join you later. Ok. Oh, aveai pantalon pe tine, deci stai încălțat în patul ăsta de 2x2. Ok, și asta e treaba. Ei bine, oameni buni, cam asta ar fi tot pe acest minunat video din Metro Exodus. Dacă v-a plăcut și vreți să vedeți mai multe video de genul acesta, tot ce vă rog eu este să dați și voi un like acolo, așa, un comment și share pe toate rețelele astea de socializare sau share la prietenii voștri să vadă și acest video. Și noi ne auzim cel mai probabil în video următor. Pa, pa!